salut cu drag, oameni buni! Sunt Elisabeta Vasile și începând cu această oră vă invit în fața micului ecran pentru a urmări emisiunea Muzică și Poveste. Pentru că a fost 8 martie, a fost ziua femeii, ziua ce să mai internațională a femeii, vreau să vă fac și eu un dar în această seară. Am invitat un băiat frumos care este pe placul dumneavoastră, dar și pe placul meu, pentru că el este înzestrat de la Dumnezeu cu o voce frumoasă, are calități deosebite și, în primul rând, are în bagajul lui cei 7 ani de acasă pe care i-a primit cu drag, i-a dobândit cu drag de la ai lui părinți și este lucru mare. Bine ai venit, Maria Medregoniu, în căsuța noastră! Sărut mâna! Bună seara, bine v-am regăsit! Mă bucur din suflet de atâtea ori când sunt invitat la ENSA TV, vin ca într-o familie mare. Aici sunteți o familie mare și frumoasă la ENSA TV. Nu știu cât de mare, dar da, suntem... O familie cu suflet mare, mai bine spus, da, decât da, mare. O familie cu suflet mare și mă bucur că putem povesti astă seară, să ne relaxăm la un pahar de apă, un pahar de vorbă. Am și venit îmbrăcat așa, un pic mai lejer, păi să nu mă strângă chimirul, să nu mă strângă aici, pantofii. Aici discutăm la liber. Discutăm da. La liber, de asta este și atmosfera așa mai caldă, mai, zic eu, primitoare. Toată lumea s-a simțit bine în căsuța noastră și am zis să nu vină neapărat solistul numai în costum național, pentru că noi discutăm și despre viața, despre solistul, despre omul Marian Medregoniu, despre omul, mă rog, cine este acolo pe da. Fotoliu în acea seară. Așa că vreau să începem cu niște început. Cu niște începuturi, începem cu începutul. De unde vii tu, Marian? De unde vin? Eu și cântecul tău, să de unde are el rădăcinile, unde și are rădăcinile? Îmi place să spun că vin din cel mai frumos loc de pe pământ. Așa îmi văd eu locul meu de acasă, locul de unde mă trag, eu din Mehedințiu de Munte, mai precis satul Bratilovu, din Baia de Arama. Acolo vezi că eu nu știam. De da? Asta... Acolo m-am născut, în Baia de Arama, chiar dacă tatăl meu este originar din Corcova, tot județul Mehedinți, dar partea de câmpie a județului Mehedinți. Eu am Baia de Arama, m-am născut la spitalul și din Baia de Arama. Și poți cânta și de colo și de colo, și Mehedințiu da, de Munte da, și Mehedințiu. Da. Eu pot cânta și Gorj, că păi, mai, știu, sunt, mai sunt suntem câțiva kilometri sunt. Da, da. Dacă mă chinui un pic, cânt și Banat, că vreo 40 de kilometri mă despart de Caraș. Dar sufletul meu ești este... norocos. Ești da. Binecuvântat de Dumnezeu cu... ce să mai ai mirul ăla în frunte, așa cum se spune, știi? Să rămână, mulțumesc din suflet. Da, cum spuneam, de acolo vin. Acolo m-am născut, în Baia de Arama. Acolo am crescut, acolo am făcut primii ani de școală. Vreau să spun că la grădiniță n-am prea mers. Deci cel păi puțin de grupa mică n-am mers deloc la grădiniță, că nu prea îmi plăcea la grădiniță, nu-mi plăcea și mă băteau fetele. La grădiniță. Aoleo, nu mă cred. Băteau fetele și veneam bătut. Mă te băteau fetele grădinița, și acum te iubesc fetele de mai știi de capul tău. Da, da. Grădinița, am făcut și în Corcova, am stat o perioadă în Corcova pentru că părinții mei s-au despărțit când aveam eu 6 ani. Îmi pare rău, și dar nu contează asta. Așa a fost soarta, așa a fost să fie și am stat o perioadă asta, până la 6 ani, stăteam vreo săptămână pe la Corcova, vreo 2 luni la munte, ca așa zic eu, la deci Baia de Arama. Deci ai crescut și cu mama și da. Cu tata. Și de aia mi-am făcut grădinița, că eu nu prea vreau să stau la Corcova. Da. Mai mult la munte, eu eram înscris la Corcova, la grădiniță. Așa, și dragostea de cântec de unde a venit? De la mama, de la tata, ai avut vreun mentor? A venit și din partea familiei mamei și de la tata. Tata al meu cântă foarte frumos cu vocea. Eu spun că cântă mult mai frumos ca mine. Cântă foarte frumos tata, dar ei fiind mulți frați în copilărie, n-au avut ce să se ocupe de ei. Știu această poveste, că și mama mea a pățit la fel. Foarte frumos cântă tata, atât tata cât și frații lui cântă foarte frumos. Chiar unchiul meu, Manu, fratele mai mare al tata, a cântat la Motru, era un cor, cânta cu trombonul. Și, da, deci tu ai acolo. Da, de la tata ai și de la mama. Și mai mult, pentru că bunica mea, de pe mamă, se trage din neam de lăutari, de la Ohaba de Gorj. Sura Slivilești, da. Eu am în neamul meu, am undeva o rădăcină în lăutarii vechi ai Gorjului. Ai fost norocos, după cum ți-am da. Zis. Și încet, încet, deci ai urmat Școala Populară de Artă? Nu, primul pas a fost, da, primul pas a fost la ansamblul Bordeiașul la Baia de Aramă, coordonat de doamna Georgeta Corlanenache, o salut. O pupăm nu știu pe dacă Georgeta, că a fost la aici la noi și ne-a și vorbit de tine, de da, câțiva din dintre
copiii care sunt talentați și și-au luat așa zborul încet, încet, uite cum ești și tu. Și ai ajuns departe. Deocamdată ești bine unde ești și da, Doamne ajută Dumnezeu să fii și mai bine. Doamne ajută. Da, doamna Georgeta, un om minunat. De la 8 ani am activat în grupul dumneaei până pe la anii liceului, când am plecat la liceu. Atunci am plecat la Școala Populară de Arte, unde am cunoscut-o pe doamna Camelia Argint. O salutăm pe Camelia dacă ne urmărește și pe toți cei de la Școala Populară de Arte. Apoi, bineînțeles că au ieșit în calea mea oameni cu suflet bun care m-au ajutat. Primul care mi-a ieșit în cale dintre artiștii mari ai noștri a fost domnul Petrică Mâțu Stoian, care îl salutăm și pe domnul Petrică Mâțu Stoian dacă ne urmărește, că dacă nu, poate ne urmărește altcineva da. Și o să-i spună dumnealui. Da, el mi-a fost primul ajutor așa care mi-a dat un pic de impuls. Da, de impuls și de încredere în mine. M-am gândit, măi, dacă Petrică Mâțu Stoian are încredere în mine și mă ajută, înseamnă că pot face ceva bine și frumos. Da. El a fost cel care m-a ajutat prima dată, care mi-a explicat ce trebuie să fac. Și, bineînțeles, în paralel cu doamna Camelia Argin, pentru că eu eram la cursurile Școlii Populare de Artă. Profesorul e profesor și el fiecare om a avut un rol în viața mea. Un rol, a avut în viața mea un rol și și-au pus amprenta fiecare și-a pus amprenta asupra mea ca și solist, nu spun artist, că încă nu, solist, da, ca și solist de muzică populară și au pus ai luat-o fiecare cu începuturile, ai fost și la festivaluri, da, multe premii, trofee. Am mers la festivaluri, imediat cum am ajuns la Școala Populară de Arte, la doamna Camelia Argint, eu având talent și lucrând și cu doamna Georgeta Corlan, nu am venit la Școala Populară de Arte neștiind chiar nimic. Eu în primul rând erai învățat, erai obișnuit cu scena, erai cât de cât obișnuit cu publicul, costumul știai să ți-l pui, nu? Da. Cântam frumușel, dar nu eram, cum e o piatră din aia scumpă, dar neșlefuită, nu știam respirație, nu știam dicție, nici atât, am cântat prima dată cu orchestră. Orchestra Școlii Populare de Artă de aici, din Târgu Jiu, dirijată de maestru Luca. Îl salutăm și pe maestru Luca. Da, a fost pentru mine când am fost ația instrumentiști, eu n-am mai cântat. Făcusem imprimări, pentru că primele mele imprimări sunt de la 8 ani. Așa, chiar vreau să întreb, la 8 ani primele tale da, imprimări? Da, cu maestru Puia, Dumnezeu să-l odihnească acolo unde este, sunt sigur că este un și ai filmat undeva piesele astea care le-ai imprimat? Da, sunt filmate de către domnul Paul Mălăianu. Am înțeles. Deci le ai undeva. Da, le-am undeva. E bine să le ții acolo pentru arhivă personală. Am și imprimările, apoi am făcut la 12 ani imprimări și pe la 14 ani. Și deci apoi tu deja ești devenit artist de mic, aveam imprimări încă de mititel și mai cântasem cu orchestră, dar nu în scenă. În scenă nu cântasem cu orchestră, și? Niciodată. Ai avut puțin trac? Am avut, mi-era frică de maestru Luca. De ce? Că serios eu vă blânță, spun. Știi. Da, dar mi-era frică de el. O să depănăm în continuare amintirile tale, dar regia noastră ne-a pregătit așa câteva poze cu tine și comentăm așa pe poze. Tu ne spui din ce perioadă sunt, unde, uite, aici este... Da, e o poză mai recentă. Asta e prima mea ședință foto, vreau să spun. Realizată de... Realizată de Cătălin Gogan. Și mulțumesc din suflet. Eu am lucrat foarte mult cu Cătălin Gogan, am lucrat cu mulți fotografi. Aici sunt eu, Mititel. Uitați-l, domne, pe bebelușul ăsta talentat. Uitați ce frumos împodobea mama Bradu. Uitați că aveam ciocolată. Împodobește. Da, mama Bradu. Mama Bradu. Cred că aveam și portocale îngăurite. Noi suntem prieteni și pe Facebook, dar o salutăm și pe doamna Mia, nu? Da, Olivia o cheamă. Olivia Mia. Da, Olivia. Uitați, aveam 8 ani acolo. Și erai cu doamna Elisabeta Turcu, tiza mea, cum spune și dumneai mie. Da, da. Deci acolo probabil plecase cu Georgeta Corlan. Da, deja aveam o imprimare. Vostru. Deja aveam o imprimare. Uite, și eram Mititel îmbrăcat în ungurean. Ei, aici sunt cam pe la 14 ani, așa, cu doamna Georgeta Corlan. Ia, uite ce puștai că era și Georgeta. Da, mie mi se pare frumoase neschimbat, amintiri. Doamna Georgeta, o cred că oricât ar trece timpul peste dumneai, mi se doamna pare același. Georgeta, om, mi se pare, și... mi se pare o tinerică cu un suflet deosebit. Iar Mititel aici cu vecinele mele de la țară, cu Carmina și cu Anca. Noi eram acolo toți. Vă salută, Marian, prin intermediul emisiunii noastre. Și mi-e dor de ele pentru că au plecat, Anca a plecat la facultate, prietenii mei s-au răspândit. Pe unul duce soarta, pe unul duce drum. Toți care am fost în sat acolo am plecat. Ei, iată, din nou... Aici la o emisiune, bănuiesc. Da, la o emisiune, la un post național,
Tot la fel, mititel. Drăguțel. Da, da. Acolo e Lori, Loredana Ionescu era. Ei, uitați-mă, cu doamna aici Niculina, un om care... Stoican. Da, un om care... Te ajută foarte mult și foarte, cred că foarte, o să-i mulțumești. Da, da. Și o să-i vreau să vorbesc mai mult despre... Respect. Da, 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 da. Eram mititel, aveam 9 ani aici. Eram făcut eu așa, eram mare ca așa. Erai tu mai măricel, dar mama, oricum, cred că n-ai prea mai crescut aici, în ultimul timp. Cu imagine așa și de când era mai mititel pe scară la mine, dar nu se vede că aveam și un tatuaj pe mână din ăla de la gumă. Ah, da, credeam că îți faci tatuaj. Da, nu, de la gumă, îmi puneam toate abțipitele. Uite, într-o poză văd eu bine sau tu porți ochelari? Da, eu port ochelarii, port zi de zi ochelarii. Îți pentru se vine că... cu ochelari, să știi, nu poți să-i porți nu la portul popular, da. Dar așa în general, da. Uite, aici este iară. Vorba despre cea mai mare realizare a mea de până acum, care mea o să vorbim. Bardu, despre care o să vorbim. Da, este vorba despre albumul Vă cântăm din Mehedinți. Avem onoarea să fim alături de doamna Niculina Stoican. Pentru noi a fost, nu știu, un pas uriaș. Acceptul doamnei Niculina de a pune, în primul rând, da, da, de a în primul face. Rând. Care aici foarte mare încredere în voi. Aici cu doamna Niculina Stoican și cu maestru Nicolae Bodgros. Pentru că tu ai imprimat la Chișinău, da? Nu am imprimat, încă nu am imprimat. Ah, am un plan. Urmează, dar uite că pozele le-ai făcut chiar deja. Aici am, da, că am mers și chiar atunci am vorbit cu maestru Bodgros. Chiar atunci, la un spectacol pe la Alexandria, dacă nu mă înșel. Am mers și am vorbit cu aici cu șeful. Aici cu maestru cu Gheorghe Porumbel, pe da, care îl salutăm pe și, șeful. Bineînțeles, toată Doina Gorjului. Da, da. Da. Și pe oamenii Delia o salutăm acolo. Și o da, să urmeze Delia. Să fie și aici la noi invitată. Ei, aici un selfie, așa. Un selfie, da, cu, bineînțeles, cu doamna Niculina Stoican. Uite, și cu Niculina Delia. Niculina Stoican parcă ar fi o fetișcană, da. Parcă ei, ar fi surioara aici voastră. Este acolo, doamna Elize Stan îmbrăcată în portul nostru de la munte la festivalul Ponoare. Ponoare, un da. Festival foarte, foarte care crește de la an la an și domnul Pătrașcu. Îl salutăm și pe domnul Pătrașcu, prietenul nostru, un om care iubește de altfel muzica populară. Doamna uite aici Victorița, o altă fetișcană, doamna Victorița, da, nou, da, un om neschimbat de timp și mi se pare că niciodată nu o să se schimbe. Ea este nealterată, ascultă-mă da. Ce spun. Deci Victorița este un om într-adevăr. Chiar nealterat, de nimic rău. Așa este. Un om cu un suflet extraordinar, cu doamna Maria Loga. O salutăm și pe doamna Maria. Salut mâinile doamnei Maria, numai bine, o primăvară frumoasă, că n-am apucat cum să... Nu? Și eu am trimis mesaje, probabil ca și tine, da. Dar... limita da. Timpului da. Că e, toți din nou un om care și-a pus amprenta asupra mea ca și artist maestru Aurel Blondea cu doamna Roberta Crintea, care e un om așa apropiat de sufletul meu și un om minunat. O pupăm și pe cu Robert, șefa, da. Să trăiască șefa doamna Claudia da. Pe care am mai invitat-o pe aici, dar nu are nici dumneai timp, așa. Cu doamna Natalia, aici, care are grijă de vestimentațiile noastre. Natalia, o pupăm și dorim multă sănătate. Să cu doamna Georgiana Brăsa, cu un alt om minunat, cu un suflet nealterat de răutate. Uite, vezi că ai numai, zicem, colege, e, aici pentru că tu ești lansat. Virgil Crițoiu, și eu să vreau să vorbesc despre el, poza o să ruleze, dar o să vorbim... Mai târziu chiar vreau să vorbesc despre acest om cu suflet mare. Vorbești aici, putem discuta despre ce vrei tu. Pentru că e un om care pe mine m-a ajutat foarte tare, foarte tare și... Cine este aici? E doamna Angelica Stoican aici. Aici. Regina munților, așa cum... Eu zic ciocârlia cântecului da, mehedințean. Da, da, doamna Angelica Stoican așa zic eu. Are o parte mare din inima mea dedicată, doamne Angelica Stoican, o iubesc pe... Să trăiască mulți ani, că a făcut numai da. Lucruri minunate. Aici este Răzvan, este tăticul meu, vitreg. A, tăticul da, tău vitreg. Da, este soțul tăticul... mamei mele, nu, îl iubesc vă extraordinar salută. De mult, el mă iubește foarte mult, foarte mult. E, deși când era mic, nu stătea situația chiar așa. Știi ceva? Nu stă de azit. Pentru eu eram că încăpățânat. Tu atunci erai un copilaș care nu ți dădeai seama deloc, de anumite lucruri. Deloc. Nu dar seama. Acum ai crescut ei, și altfel vezi lucrurile. Trupa veselă. A, pe cine eu cu Delia, acolo? Doamna Niculina Stoican doamna... și colegul nostru Sinel. Domnul Sinel, da, salutăm pe și Sinel. Pe Sinel și pe da, plecam lui. Undeva într-un turneu și nu știu dacă se vede, pe tricouri scrie staff Niculina Stoican. A, erați unde când plecați în țările calde. Da, în țările calde undeva, da. E, aici sunt imagini din țările calde. Aici, alături de oameni minunați, colegii de la Doina Gorjului, trupa de balet profesionistă a ansamblului Doina Gorjului, îi oameni minunați pe toți. Și le mulțumesc din suflet că au fost alături de mine
la realizarea filmărilor. Fetele astea te iubesc mult, am văzut eu pe Facebook, poze, selfie, alea. Și eu le iubesc pe ele foarte mult. Deci sunt fete minunate și nu numai fetele, și băieții. Da, într-adevăr. A, uite că și tu ai poze pe cal, trebuie să mă ieși pe mine, la tine în zonă, să mă înveți să fac un clip, să... Da. Da, pe cal călare. Pe deci ăsta e mijlocul de... eu cu Delia, doi zăpăciți, ce să pot spune? Uite, eu cu Delia, ăsta e caracterul. Da, așa sunteți suntem noi. Voi, voioși, cu zâmbetul pe buze. Da, asta înseamnă, pentru că până la urmă, bine că fiecare om, e și tu om și tu plângi normal, și tu râzi și tu te scarpini în nas. Normal. Ne mai prind. Ei, ia uitați aici. A, uite ce poze a găsit noi... Gica Lubeti și cu așa. Da. Eram undeva astă vară la... Mamă, și câte like-uri am luat la poza asta? Da, multe și comentarii. Păi, da, mai ales și like-uri fetele, și comentarii, mă, că da, pe tine de soare, acolo, ești și tu activ pe Facebook, da. Ca și Gică. Da. Eu și eu sunt, dar nu ca voi. Da, noi avem mai mult timp la dispoziție. Da, ia uite și aici, aici, la o altă emisiune, la noi, da, cu la colega exact, mea, cu Delia. Emisiunea lui Gica Lubeti. Da, Gica Lubeti, da. Așa. Da, foarte frumos, amintiri frumoase, astea rămân. Zic eu, astea rămân. Cu astea rămân. E aici, da, la filmările... Deci, la filmări, pentru că, dragii noștri, Marian ne onorează cu prezența de foarte multe ori la filmările noastre. Da, și alături când de colegi, nu poate, dragi. Nu contează, acum nu poți pe fiecare lună să fii prezent, dar de fiecare dată tu răspunzi cu da. Da, pentru că asta uite este... Uite ce poze frumoase aici. Da, așa arată și coperta albumului. Vă cântăm din Mehedins, doar că aici nu este, este poza simplă, needitată. Da, este poza care este pe coperta albumului. Flăcău zâmbăreț, cum ziceam mai devreme. Da, din nou niște poze realizate de Cătălin Gogan. Poza pentru ședința foto pentru album a fost realizată de Cătălin Gogan. Am lucrat și cu alți fotografi, cu Daniel Pădure și cu Cristofor Vătafu, doi prieteni de-ai mei, și foarte mulțumit am fost de fotografii de făcute. Mă, ești iubit de Dumnezeu și mă bucur să dăruiești și tu la rândul tău multă dragoste oamenilor din jurul tău și nu numai prin cântec. Uite, prin caracterul tău frumos, eu te văd un copil, eu te iubesc, că e și Gică și familia mea numai cânteau cântând. Și de asta spun că dacă ai ăia 7 ani de acasă și crești frumos și pleci cu asta la drum, înseamnă enorm de mult. Contează mult copilăria, în ce mediu ți-ai trăit-o, ce oameni au fost pe lângă tine. Ai ajuns pe acolo, pe la podul lui Dumnezeu, pe la voi, nu? Unde Doamne, e natura. Dar eu acolo am crescut. Da. Eu acolo am crescut. Copilăria mea a fost chiar una ca la țară. Am trăit clipe frumoase. Ce natural, văd, da, nealterate, ce nu văd cu că fratele telefoane, meu, nu cu astea. Ce văd, mai... Da, ce văd că fratele meu, ai care avut copilărie. Are 8 ani, el nu știe ce e aia, să meargă cu o vaca, să... Bine. El știe cu tableta, probabil. Fratele meu are tabletă de la 3 ani și telefon mobil. O să vorbim despre asta, da. Dar am venit aici să și cântăm, da? Da. Te punem la muncă, urmărim două piese cu Marian Medregoniu, să fie special pentru toate mamele, că a fost ziua femeii pe 8 martie. Da. Și noi n-am avut emisiune atunci, dar vă dorim toate cântecele din această seară. Doi străini, mă. Mâna rău mi-a inspinat, când cu drag te-am îngâiat, măi. Ți-am dat toată dragostea și ți-ai bătut joc de ea, măi. Ți-am dat toată dragostea și ți-ai bătut joc de ea, măi. Fără milă ai rănit sufletul ce te-a iubit, măi.
Of, of, tu n-ai nici un crezământ mai. Nu ți-e teamă că într-o zi păcatul ți-l vei plăti, măi. Nu știu în suflet ce simți atunci când înșeli și minți, măi. Nu știu în suflet ce simți atunci când înșeli și minți, măi. Cu somnul cum te împaci când știi rău care-l faci, măi. Să mintă frumos ca tine, ochii negri ca păcatul m-au mâncat, mânca iar iadul. S-a încheiat o poveste care a fost și nu mai este, dar am sufletul păcate că eu n-am fost vinovat, măi. Am o mândră furisită, lai la 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 la, nu se dălez neiubită, lai la la la. Am o mândră furisită, lai la 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 la, nu se dălez de iubită, lai la la la. Degeaba stau pe la poartă, lai la 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 la, să țin e că e umblată, lai la la la. Păi degeaba stau pe la poartă, lai la 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 la, să țin e că e umblată, lai la la la. Țăstului, lai la la la, îi umblata dracului, lai la 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 la, cum-i bătu țăstului, lai la la la. După apă la fântână, lai la 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 la, și la sapă în grădină, lai la la la. Păi după apă la fântână, lai la 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 la, și la ceapă în grădină, lai la la la. Hai, bate cu talpa pământul să se scuture pustecul de cu pișorul pământ. Hai da hop, hai da hop, hai da hop, că așa-i la joc. Să ținem mândra măreață, lai la 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 la, și-n coteț are o rață, lai la la la. Să ținem mândra măreață, lai la 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 la, și-n coteț are o rață, lai la la la. Dacă rața i-o pieri, lai la 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 la, cu ce dracu s-o făli, lai la la la. Păi dacă rața i-o pieri, lai la 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 la, cu ce dracu s-o făli, lai la la la. Hai, prinde mândra de braciu și arunc-o-n mărăciu, și pe mine te curea și m-aruncă lângă ea. Hai da hop, hai da hop, hai da hop, că așa-i la joc. Mândră nu mă rog
de tine, lai la 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 la, vii tu singură la mine, lai la la la. Mândră nu mă rog de tine, lai la 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 la, vii tu singură la mine, lai la la la. Dacă ești cea dracului, lai la 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 la, eu ce las să fie a lui, lai la la la. Dacă ești cea dracului, lai la 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 la, eu ce las să fie a lui, lai la la la. Am revenit, dragii noștri. Marian cântă și da, eu cânt mereu. Eu cânt mereu. Eu da? Mereu cânt. Că... Marian, noi suntem urmăriți și peste hotare, pentru că suntem pe internet, da? Ce acolo frumos, ne pot urmări. Da. Și uite, avem așa multe, multe. Doamna Tudorița Teopopa ne urmărește de la Băilești. Doamna sau mereu. Domnișoara Diana Roman, îți urează succes. Gina Ioana, tocmai de la Suceava, zice că ești extraordinar și că îi place cum cânti. Constantin, Constantin, mult succes. Geana, Angel, suntem cu ochii, suntem ochi și urechi. Nu putem să le citim pe toate, dar sunt vă mulțumim. Multe. Loredana Cotiuga, Loredana Cotiuga, oh, uite, a pus o poză cu tine, doamna. Da, da. Iliana, Elena, îmi plac toate melodiile tale. Ce să mai mulțumim din suflet că ne urmăriți. Și mai ales că îl urmăriți acum pe Marian, care, să zic că cu ocazia zilei de 8 martie, vă dorește... toate niște cântecele, dar muzicale, și această da. Emisiune. Da. Bineînțeles, prin intermediul emisiunii Muzică și Poveste, Nu mai ești la Ensat. Continuăm cu... Am urmărit două piese frumoase, dacă vrei să vorbești despre ele, despre faptul... Cu cine da. Le-ai filmat, cu cine cu le-ai... Cu Ovidiu Achim sunt filmate, îl salutăm Ovidiu. Pe Ovidiu și spun Casa de Piatră, urmează să se căsătorească cu colega noastră, cu frumoasa Alina Darap, îi să fie sănătos și să aibă niște copii frumoși și fericire. Și la chip și la suflet. Da, eu cu Ovidiu am lucrat în privința videoclipurilor. Până în momentul de față, îl doar felicităm că face și el lucruri din ce în ce mai frumoase. Da, într-adevăr, lucrează la un piesele nivel profesionist. Piesele Am o mândra purisită la el. De cine e făcută piesa asta? Că e făcută de mine, această piesă, textul și linia melodică tot de mine, bineînțeles ajutat de doamna Niculina Stoican, pentru că doamna Niculina Stoican, fiindu-mi după mama și după familia mea, este cel mai apropiat om de sufletul meu. Este omul de care mie... Este așa, ca și părintele spiritual. Da, cam mie cum e teamă așa, când da. Eu când fac o greșeală, mă gândesc, de mama mai pot să pitul. Doamna Niculina, nu. Suni, te sună? Nu pot să... Te-a moștrului vreodată. Au, dar de câte ori. Da, trebuie să fim sinceri. Dar de ce? De ce m-a moștrului? Pentru că tinerețea... Și valul ăsta, așa, și mai facem câte o greșeală, câte o gafă, și câte așa, o gafă, nu contează dacă de care eu sunt conștient, dar doamna Niculina are grijă să mă facă și mai conștient de acele lucruri. Cum se spune, greșeala recunoscută este iertată de 3 ori, nu? Da, într-adevăr, ea are puterea de... Are puterea de a ne ierta când greșim, are puterea de a înțelege. Pentru că a devenit un om înțelept. E un om foarte să știi, înțelept. Cu n-am timpul atât de înțelept. Dobândim înțelepciune de la Dumnezeu. Trecem peste multe în viață și nu ne naștem înțelepți. Da. E mă clar. Bucur din suflet că Dumnezeu mi-a scos oamenii potriviți la momentul potrivit în calea mea, pentru că dacă n-ar fi dânsa, nu știu dacă mi-ar fi atât de ușor, pentru că eu recunosc și sunt conștient că la o vârstă destul de fragedă, care eu am 20 și ești, ceva de ani... Ești, da, să spun că ani, ești, te-ai împlinit foarte, foarte bine din multe puncte de vedere. Adică să fii solist la ansamblu... Tu ești solist sau... Că nu te-am întrebat, dar eu știu că ești solist la ansamblu Doina Gorjului, da, nu? Da, uite, da. Tu activezi deja la Doina Gorjului, da, de cât timp? De 3 ani. De 3 ani, aproape. Mulți înainte, în Doamne ajută. Deci la vârsta ta este lucru mare. Sărut mâna. Da? Vreau să spun următoarele lucruri la Doina Gorjului. Prima dată am ajuns datorită Olguței Berbec. O salutăm și pe Olguța, care e o fericită, da, s-a căsătorit, va deveni și mămică și o așteptăm și pe ea aici. Bucurile să depănăm câteva amintiri. Acum încep să și... Fac apariția. Da, apariția, să-și fac apariția, să devină mămică și o felicit. Da. Pentru tot ce a realizat Olguța. Mai vorbim iară, dar timpul ne presează și da, mai și cântăm iară. Să cântăm. Încă 2 melodii cu Marian Medregoniu, după care revenim aici la discuția noastră în căsuța asta, care este foarte aproape de sufletul meu. Muzica.
țac și iar țac, până la ziua prea mă fac. Beau pahar după pahar, că-mi e sufletul amar. Nu pot mândra să-mi-o văd, nici în brațe să-i mai șed. De mă duc vorbește satul, de nu mă duc vine altul. Beau sticlă după sticluță, de dor la mea mândruță. Nu pot mândra să-mi-o văd, nici în brațe să-i mai șed. De mă duc vorbește satul, de nu mă duc vine altul. Sparg pahare, păhărele, de dorul mândruții mele. Nu pot mândra să-mi-o văd, nici în brațe să-i mai șed. De mă duc vorbește satul, de nu mă duc vine altul. Cuba-mi place-s muzica, că-mi e dor de mândra mea. Pură-mi dragostea cu stropu, că așa ne-a fost norocu. De mă duc vorbește satul, de nu mă duc vine altul. Desărași cu nana-n crâng, mândră puiul meu. Ai mândro și bărbat, mândro, dragă, dar cu mine ți mai drag, mândră puiul meu. Că bărbatul ce mustrează, mândro, dragă, și stai toată noaptea trează, mândră puiul meu. Asta mândră puiul meu, dar tot plec nebun de acasă, mândră puiul meu. După cine sunt nebune, mândră, dragă, și ce iubit nesătul e, mândră puiul meu. Că ce mult mândră ne știm, mândră, dragă, ne-am iubit și ne iubim, mândră puiul meu.
mândruțul pe afară mândră, puiul meu. Când casă copilul zbiară mândră, puiul meu. Duce mândro, ce împacă mândro, dragă, și pe urmă ești la poartă mândră, puiul meu. Să ce uiți mândruță bine mândro, dragă, face seamănă cu mine mândră, puiul meu. Ia mândruțo legănuțu mândră, puiul meu. Și vino să-ți vezi puiuțu mândră, puiul meu. Vino mândro, fără ceamă mândro, dragă, să nu baje lumea să mă mândră, puiul meu. Că muierea mea ge-ar și mândro, dragă, ia-mi-ndoi ne-ar o trafie mândră. Hai, țac și iar țac, am revenit din nou aici la Ensat, în cadrul emisiunii Muzică și Poveste. Deci vroiai să-i mulțumești unui om care pe tine te-a ajutat foarte mult, lui Vergi, da? Da, Vergi, în afară de faptul că este coleg cu mine la ansamblul Doina Gorjului, mi-este și un prieten apropiat de suflet, este și omul care se ocupă de orchestrarea pieselor mele. Tale, da. Și ale altor soliști și face lucruri frumoase. Lucruri chiar foarte evoluat, frumoase, foarte, foarte, da, un om foarte perfecționist, un om foarte așa bibilicios, meticulos, da, meticulos, da. Să fie, da. totul îi place, față, este strună. Un lucru bun. Da, asta e un lucru bun. E un lucru foarte, foarte, foarte bun și mă bucur că din ce în ce are tot mai multe lucruri la studio. Când va apărea? A apărut, nu? Albumul tău cu doamna Niculina Stoica, da, și Delia Barbu, da? A apărut de ceva vreme și vreau să-i mulțumesc și lui Emil Badea. Asta vreau să zic. Pentru că albumul... E producătorul vostru, da? Da, este producătorul nostru la casa lui de discuri. Da. Și mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face pentru noi, că e indulgent, ne ascultă ce am dorit, ce am... E maleabil. E un om foarte maleabil. Da, e sufletist. Da. E și solist și el înțelege anumite chestii, mai bine decât poate alții, să zicem, da? Da. Ce vreau să zic, colaborării, deci în afară de Delia Barbu, pe care o salutăm, cu cine ai mai colaborat? Mai ai vreo imprimare anume cu cineva? În afară de Delia și doamna Niculina Stoican? Am o surpriză. Chiar, ceva în plan, nu? Da, ceva în plan. Este gata piesa, urmează să fac videoclipul doar. Și o promovăm aici la Ensat, clar, da, clar. Da. Vreau să și spun că am făcut un duet cu Cosmin Bârlan din Baia de Aramă. Este nepotul doamnei Anica Ganțu. O salutăm și pe doamna Anica. Să rog, mâinile, îi mulțumesc din suflet. A devenit bunică, da? Acum două săptămâni s-au trăit avut botezul, de câte știu. Mulțumesc, doamne Anica, pentru că piesa Hai Țac și Iar Țac mi-a fost dăruită de către doamna Anica Ganțu. Foarte frumoasă și multe, multe alte piese. Și mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce a făcut pentru mine și poate va mai avea bunătatea de a mai face în continuare. Ești norocos, ai cântat și peste hotare? Da, da, am cântat și peste hotare. Și cum sunt românașii noștri pe acolo? Cum primesc muzica? Cu drag, normal. Da, cu drag. Cu drag primesc românii de dincolo. Ei săraci sunt plecați săraci. Nu zic de săraci, așa spune românul nostru. Adică, că pleacă de... Din punctul de vedere sufletește. De nevoie. Da, da, da. Pentru o pâine mai bună acolo. Și când muzica ne aude pe noi le cântând, mai, le alinăm dorul, așa, și dorul de copii, dorul de casă. Acum, tu știi că, nu știu dacă ai urmărit emisiunile noastre, dar... eu vă provoc pe fiecare să, mai ales că tu cânti foarte bine live, să-mi cânti și mie așa o strofă din, și nu numai mie, bineînțeles, uite, pentru toți cei care ne urmăresc. Îi salutăm pe prietenii la care le-ai cântat acolo, la Bălești, la Cetate, pe prietenii noștri de la Bălești, pe toți și pe cine vrei tu să mai saluți. Îmi salut toți prietenii mei și sunt un om fericit și împlinit, că am prieteni foarte mulți, am prieteni foarte apropiați de sufletul meu. O salut pe Teodora Pană, pe prietena mea dragă. Salutăm și nu uitați că împreună cu Teodora, mâine seară, da. Marian,
vine aici în oraș alături de mine și de formația mea, la local acolo, unde v-am obișnuit cu seara gorjenească, da, dragii noștri. Nu uitați că vă așteptăm număr, acolo, număr da? Cât mai mare. Da, să petrecem. Da, sunt fericit, am prieteni foarte mulți. Am și salut pe toți prietenii mei aici în oraș și băieți de vârsta mea, oameni care nu au nimic în legătură cu muzica și atât de bine mă simt. Și ia, cântă-le să te aud cât da, de mult te iubești. Da, acum. O strofă, din ce vrei tu mai... Din ce ți-e ție mai drag? Au săracul copil străine, au când ajunge la stăpân, au de-ar face apa vine, nu-i face voia din plina. Nu-i face voia din plin. Foarte frumos, deci foarte potrivit, mai ales pentru cei care sunt plecați departe. Tu ai dulceață multă în glășciorul tău, multe inflexiuni, ce îmi place mie cel mai mult. Să știi că cu pași foarte, foarte repede ne-am apropiat de finalul emisiunii și îmi pare așa rău. Repede. Dar ce dacă, pentru că vă invit după aceea să mai depânăm în continuare la altă emisiune, nu? Da, cum să nu? Asta este emisiunea, continuăm povestea. Continuăm povestea și o să mai urmărim două piese cu Marian Medregoniu. Până atunci o să-l las pe Marian să vă adreseze gânduri de bine, ceva de final de emisiune, da, pentru telespectatorii noștri. Vreau să încep așa, vreau să-i urez la mulți ani, sănătate multă, așa, tot ce-și dorește dumneai și familiei dumneai, doamnei Claudia Toro. La mulți ani, Claudia! Este ziua dumneai, la mulți ani, să fii sănătoasă, sunteți un om extraordinar și vă prețuiesc din suflet. La mulți ani și din partea noastră și mai avem o... Și... Pe data de 13 da, este ziua doamnei Victorița Lăcătușu. Îi urăm din suflet la mulți ani. Da, îi urăm la mulți ani și numai bine. Să dea Dumnezeu să îi cântăm la a doua nuntă când va fi din nou soacră mică. Da, să dea da. Dumnezeu să-ți cântăm și ție. Doamne ajută, mai e un pic de așteptat. Da, tu ești destul de tinerel, da, așa că trebuie să... Eu mai ai ce mai ai de făcut... cu cântecul, să mai mergi da, așa pe drum, da, să te realizezi, dar dacă o veni fata și o fi acolo nerăbdătoare... Știi, am sesizat că pe mine dragostea mă cam trage în jos. Eu când mă îndrăgostesc, nu mai sunt bun de nimic. Eu nu mai acolo ești bun de cântat? Nu mai am poftă. Aoleu, nu da, mai dorm nopțile, da, Facebook-ul da, e da, continuu da, activ. Da, telefonul, ce să mai zic, ia foc. Și eu da, când mă îndrăgostesc... Da, da, atunci ai inspirație, nu? Mai mult sau mai puțin. Pentru că Marian și e și textier, face și melodii. Da. Nu vă spun că se pricepe da, și la costume populare. Trebuie să merg și pe el să-mi facă ceva frumos, mi-a cum promis. Să nu? Cu drag. Da, îmi place tot ce ține de folclor. Da. De la costumul popular care ne îmbracă pe noi și ne face mai interesanți și mai frumoși. Ne îmbracă costumul. Până la versurile populare, da, ca, fără de care n-am ajunge atât de ușor la inima telespectatorilor, deci, și ascultătorilor. Îmi plac toate astea care, îmbinate frumos, fac o... Mă bucur că ai putut să ne onorezi cu prezența, Marian. Îmi pare foarte rău că timpul s-a scurs așa de repede. Dragii noștri, să nu uitați că astă seară de la orele 22 ne puteți urmări în reluare. Duminică de la ora 13, luni dimineața de la ora 7. Așa că, în speranța că și de această dată am ajuns așa la sufletelele dumneavoastră, Elisabeta Vasile vă spune la revedere, seară frumoasă și tot binele din lume să fie alături de dumneavoastră. Au mâinile mele.
mădiși, cu trei ani îmbătrâniși, cu trei ani și încă trei zile, de când stăm într-o cu tine. O, măilele mădiși, cu trei ani îmbătrâniși, cu trei ani și încă trei zile, de când stăm într-o cu tine. Nu știu unde te-am găsit, că ești dulce la iubit, ești a dracu și isteață, mulți mi te-ar mai ține în brață. Nu știu unde te-am găsit, că ești dulce la iubit, ești a dracu și isteață, mulți mi te-ar mai ține în brață. De frăguță, greu mi te-am făcut mândruță, eu atunci când te-am văzut, am zis mor de n-o sărut. Ai gurița de frăguță, greu mi te-am făcut mândruță, eu atunci când te-am văzut, am zis mor de n-o sărut. Nu știu unde te-am găsit, că ești dulce la iubit, ești a dracu și isteață, mulți mi te-ar mai ține în brață. Nu știu unde te-am găsit, că ești dulce la iubit, ești a dracu și isteață, mulți mi te-ar mai ține în brață. Într-un an ai mâncat trei, jurământ mi-a trebuit, că acum am lecuit, să mă îmbătrânești pe vrei, că într-un an ai mâncat trei. Nu știu unde te-am găsit, că ești dulce la iubit, ești a dracu și isteață, mulți mi te-ar mai ține în brață. Nu știu unde te-am găsit, că ești dulce la iubit, ești a dracu și isteață, mulți mi te-ar mai ține în brață. De o cheacă mândră-mi luai, tinere mă însurai, de o cheacă mândră-mi luai. Luai muierea furisâtă, nu mă aude, nu mă ascultă. Luai muierea furisâtă, nu mă aude, nu mă ascultă. Nu te aud și nu te ascult, tu să crezi al meu cuvânt. Nu mă uit la alt bărbat, stai cu sufletul în păcat. Nu te aud și nu te ascult, tu să crezi al meu cuvânt. Cămașă n-ai spălat, mândră zău de când te-am luat, o cămașă n-ai spălat. De îți zic hai și gătește, tu îmi spui Doamne păzește. De îți zic hai și gătește, tu îmi spui Doamne ferește. Nu vreau, nu vreau să gătesc, știu mai bine să iubesc. Eu țin bine dragostea, să-ți gătească mumă ta. Nu vreau, nu vreau să gătesc, știu mai bine să iubesc. Tot
ea cântă și eu joc, cum o fac, cum o întorc. Tot ea cântă și eu joc, dar eu sunt bărbat în casă și când vreau ies de sub masă. Eu sunt în casă bărbat și când vreau ies de sub pat. Stai bărbate, stai așa, ascultă la mine încoa, crăpa sufletul în tine dacă nu mă luai pe mine. Acum văd că ți se pare că aș fi eu ca oricare, dar să știi că îți spun capul că ți-ai luat muierea dracu.